4 echipe de fotbal, Bucovina 2 Rădăuț, Avântul Volovăț, Șomuz Fălticeni și Progresul Frătăuții Vechi luptă cu șanse egale pentru cucerirea titlului județean în ediția de campionat 2014-2015. După disputarea celor 26 de etape, grupările din Rădăuți și Volovăț au acumulat 83 de puncte, cu 4 mai mult decât echipele din Fălticeni și Frătăuții Vechi, care au însă un meci mai puțin disputat. Cu excepția rădăuțenilor, care au remizat la Liteni, celelalte pretendente la titlu au repurtat victorii în runda de duminică, Avântul Volovăț reușind chiar scorul etapei cu 7-0 în deplasare cu CS Gura Humorului.